Președintele PSD Liviu Dragnea are ca obiectiv clar adoptarea proiectului legii salarizării unitare până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Liviu Dragnea a declarat la Zalău că adoptarea legii salarizării unitare este un obiectiv clar pentru această sesiune parlamentară. Obiectivul nostru rămâne neschimbat. Până la finalul lunii iunie, până la finalul acestei sesiuni parlamentare, legea trebuie să fie adoptată și suntem în cameră, nu avem de ce să mai lungim foarte mult. Mai avem câteva discuții cu câteva, uh, cu câteva sindicate, cu câteva categorii sociale. Uh, se mai fac câteva corepții, corecții și va fi adoptată și trimisă la promulgare. Parlamentul României intră în vacanță parlamentară la data de 1 iulie.